Probabil că unul dintre cele mai emoționante cuvinte din limbajul și vocabularul nostru e cuvântul testament, și pentru că este legat de scripturi, Vechiul și Noul Testament, dar și pentru că este legat de fiecare persoană, însumând în el nu doar valori, ci însumând în el uh, sufletul celui care a scris lucrul acesta. Lucrurile, valorile sau mai puțin mai mari sau mai mici, reprezintă sau sunt imagini ale valorilor lui sufletești. Acum, în testament în școala prieteniei cu Dumnezeu, la cea de a treia prezentare pe anul acesta, vom învăța împreună despre testamentul prietenului. Ce ar lăsa prietenului Dumnezeu? prin testament familiei lui, prietenilor lui, lumii, vieții în general. Arghezi spune, nu-ți voi lăsa alt bine după moarte decât un nume însemnat pe o carte. Ăsta e testamentul. Testamentul diversilor oameni de artă, de cultură, de știință, politici, economici, a cuprins și a exprimat în același timp scara valorilor lor. Prietenul lui Dumnezeu are o valoare supremă. Nu vorbim de credința în Dumnezeu, nu vorbim de umblarea cu Dumnezeu, ci vorbim de darul cel mai înalt uh, al lui Dumnezeu către noi, prietenia lui. Prietenia lui Dumnezeu este aceea care s-a manifestat la Golgota. Prietenia lui Dumnezeu s-a manifestat la creație când toate au fost pregătite în așa fel. Se poate citi locul acest, cuvântul acesta pretutinde. Chiar de une zi am văzut în cartea a treia lui Enoch un pasaj din cartea aceasta în care spunea că Enoch a fost văzut la al șaptelea cer de către un rabin islamic. Uh, nu, no, uh, uh, Ishmael îl cheamă pe rabin evreu uh, Ishmael uh, a fost văzut în uh, ochi la șaptelea cer și explicația răpirii lui la cer a fost aceea că a fost luat acolo ca să dea mărturie că Dumnezeu nu este crud. Uh, da. Este o, uh, o relatare în care se arată însemnătatea mărturiei noastre despre Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu nu are o altă valoare. Mă întreb în sufletul meu dacă mi s-ar... Aș fi întrebat ce voi lăsa copiilor mei acest lucru. Ce voi lăsa bisericii, ce voi lăsa lumii. Un singur lucru. Dumnezeu este un prieten iubit și iubitor. Asta e tot ce pot să spun. Mergem acum în epistola către romani, în capitolul 8, versetul 17. Scuzați-mă. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori când Dumnezeu -a, le a dat dreptul tuturor celor ce l a primit, le-a dat dreptul să devină copiii lui Dumnezeu. Prin natură am devenit moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Testamentul lui Dumnezeu cuprinde numele nostru. Iubiții mei, însă aceasta ar fi fost o tranzacție rece și, parcă aș spune, chiar nedorită de către cei mai mulți oameni. Dacă nu ar fi cuprins și n-ar fi fost uh, uh, scrisă sub această notă a prieteniei cu Dumnezeu, de aceea are valoare când cineva ar lăsa un anume lucru pentru că ce să faci, a plecat și a lăsat în urma lui sau când cineva ar da cu dușmănie sau cu dispreț sau cu ură un anume lucru, acel lucru ar rămâne încăr cu încărcătura aceasta, ar păstra încărcătura aceasta negativă asupra lui. Dar când tot ce a făcut Dumnezeu începând de la momentul când stelele dimineții spuneau un cântăr de bucurie, când tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, până la culmea Golgotei, până la a doua venire în slava Domnului nostru Isus Hristos, până la transformarea trupurilor noastre muritoare și supuse putrezirii, într-un corp nemuritor, nesupus putrezirii, până la intrarea pe porți în Împărăția Lui Dumnezeu, tot ce este, tot ce s-a întâmplat vreodată, poartă amprenta aceasta a frumuseții prieteniei cu Dumnezeu. De aceea atrage de aceea lucrul acesta atrage, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și dacă ar fi să lăsăm moștenire casei noastre, cel mai însemnat lucru ar fi prietenia lui Dumnezeu. Dacă suntem copii, spune Romani 17, cu 17, suntem și moștenitori lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos. Inclusiv va ședea cu mine pe scaunul meu de Domnie. Toate lucrurile împreună cu el ne-au fost date. Dar, revin spunând, acestea toate sunt frumoase și plăcute și de dorit pentru că poartă nota prieteniei cu Dumnezeu. De deci ce e frumoasă viața de credință pentru unii oameni care nu înțeleg lucrul acesta. Este, este o suferință mai degrabă viața aceasta. Este o nedorită călătorie pe pământul acesta cu silă, cu răceală, cu plictiseală, cu rutină pe când prezența, efectul prieteniei cu Dumnezeu face inima să alerge mai repede, să ființa întreagă funcționează cu adevărat diferit. În versetul 18, Pavel spune, zice, datorită acestui lucru, eu cred că suferințele din vremea de acum nici măcar nu merită să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Firea întreagă așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Familia ta, copiii tăi, colegii tăi de serviciu, mărturisind sau nu, au așteptări cu privire de la, la Dumnezeu pe care le vor urmări în viața ta. În ce fel se va descoperi Dumnezeu prin tine? Ce fel de Dumnezeu vor vedea ei? În viața ta și prin viața ta, prin lentila vieții tale. Ce vor înțelege copiii de? Ascultam mărturia unui uh, unei dintre mari uh, învățați teologi ai generației trecute. Uh, a fost întrebat care a fost momentul deciziei lui de, de a-și investi viața. În domeniul credinței, al teologiei, și el a spus: că Nu a fost niciun curs la universitate, n-a fost nicio predică la biserică, n-a fost nicio carte, n-a fost nimeni. A fost un moment de neimaginat în care noi aveam o recoltă cum n-a fost niciodată până atunci, și tata era înălțat cum nu se mai poate știam ce, în ce se va traduce această recoltă pentru familia noastră. Mâine dimineață începea marele seceriș, grânarele și tonele și așa mai departe. Dar noaptea aceea a fost o cumplită furtună năpraznică și a, a amestecat o goarele noastre cu noroiul. Și am văzut dimineața, am văzut nenorocirea aceasta. Nu, pentru mine nu avea semnificație materială. Eu mă gândeam la inima lui tata. Ce o să simtă tata când... Ce va zice tata? El știa deja tatălui. Și când spune dânsul, zice, când eram acolo și mă uitam la această nenorocire, greul amestecat și orzul amestecat cu pământul, zice, atunci a apărut tata și mi s-a făcut inima cât un puricen mine, ce va fi acolo. Și zice tata, s-a uitat senin peste toate câmpurile și a început să cânte cântarea stânca mântuirii tu către tine vin acum. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. E textul original din... Și el atunci a învățat și a citit în această cântare și în această expresie a tatălui lui iubirea lui neschimbată față de Dumnezeu și asigurarea că Dumnezeu știe ce face și, indiferent ce se întâmplă pe câmp între noi și Dumnezeu, drumul este deschis. Aceasta este descoperirea pentru care suspină firea întreagă. Venim la biserică și participăm la fel și fel de slujbe și la fel de fel de predici, de programe, de uh, literatură de, uh, și din toate acestea un singur lucru este. Căutat, și anume, ce fel de Dumnezeu este Domnul? Nu doar că este, ce fel de Dumnezeu este El. Poate vizitatorul care vine la noi în biserică, poate copilul de la masa noastră, poate prietenul sau inamicul. Poate să citească în umblarea noastră cu Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este prietenul nostru. Poate cineva să fie convins din purtarea vieții mele că sunt prieten cu Dumnezeu. Mi este și greu să spun acest lucru, dar El este Acela care a spus acest lucru. Domnul este prieten cu omul, cu omul care îl se lasă condus de Bunul Dumnezeu spre, binele, spre binecuvântarea și fericirea lor. Dar cu cine este prietenul cu Dumnezeu cu gașca lui, cu biserica noastră, cu familia noastră, cu denominațiunea noastră. Nu, Dumnezeu nu e gangsterul acesta. Nu? Biblia spune, dacă sunteți prieteni numai cu cei care sunt ca voi, nu sunteți cu nimic diferiți de păgâni de cei care nu au nicio credință în Dumnezeu. Am pierdut esențialul cu privire la Dumnezeu. Dacă voi credeți, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe cei care vă sunt prieteni sau pe cei care gândesc ca voi, sau cred ca voi, sau se adună cu voi și manifestați față de rezervă, față de cine nu este ca voi și cu voi și dacă aceasta este o, o cumplită mărturie, antimărturie, este împotriva adevărului despre Dumnezeu, dacă îmbrățeșează cu dragoste, zic. Cuvântul lui Dumnezeu continuă spunându Uitați-vă la Tatăl vostru cel ceresc, El dă ploaie peste bun și răi deopotrivă. Wow. Și binecuvintează pe cei care vorbesc de bine sau care înjură de Dumnezeu. Dumnezeu nu este schimbat și nu-l schimbă purtarea noastră și răspunsul nostru față de binecuvântarea Lui. El este bun și cu cei răi și cu cei nemulțumitori. Dragostea de tip păgânesc această cerc al denominațiunilor, cultelor, prietenilor noștri gând oamenilor, tovarășilor noștri de ideologii și de gândiri, nu reprezintă pe Dumnezeu. Din potrivă, când a venit pe pământul nostru, mântuitorul nostru s-a împrietenit cu o clasă de oameni pe care nimeni nu i-a băgat în seamă. Un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Între ei erau desfrânați, desfrânate, despărțiți, hoți, de tot felul de oameni. Oameni de care n-ar fi venit nimeni. Dar, și aceasta a devenit un blam la adresa lui, este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor, mănâncă cu ei la masă și toate lucrurile acestea. De ce a făcut Domnul Hristos lucrul acesta? El a venit pe pământul nostru ca să mărturisească un singur lucru, că Dumnezeu este prietenul nostru. Nu putea mărturisi aceasta. În niciun fel și prin niciun mijloc, așa cum a făcut el, prin prietenia lui adevărată, autentică, cu aceste clase de oameni marginalizați. Cu cine ești prieten la adunare, ce cerc de prieteni ai, cu cine ești prieten între vecini, cu cine ești prieten la școală sau unde este. A învățat de la bunul Dumnezeu să dai ploaie peste bun și răi, să fii bun cu cel rău și cu cel nemulțumitor, în același fel cum ești cu cel plin de gratitudine, plin de mulțumire, de recunoștință, ai învățat să fii la fel de bun, îți se schimbă fața într-un fel sau altul când întâlnești unul sau altul. Ia seama, oamenii vor învăța din atitudinea ta, vor învăța uh, ceva, cel mai important lucru cu privire la Dumnezeu. Dacă va trebui să fie atașată vreo amintire purtării și persoanei tale, în mijlocul casei tale sau pe pământ, indiferent unde și cum, fă să fie amintirea prieteniei cu Dumnezeu. Acesta este testamentul pe care suntem noi, avem onoarea aceasta de a-l lăsa în urma noastră. Dacă voi lăsa cunoștința de Dumnezeu, este important și bine, credința în Dumnezeu și scripturile și biserică și toate lucrurile acestea care sunt legate de ceea ce noi numim viața spirituală, dar nu voi lăsa prietenia cu Dumnezeu. Valoarea acestor lucruri care sunt în sine prețioase, deosebite, va fi scăzută mult. Dacă nu cumva va fi negată în totul și cineva va spune că nu-i trebuie un astfel de Dumnezeu sau o astfel de religie. Așa i s-a spus cuiva. Iați darurile și religia dumneitale. Iubiții mei, niciodată nu se vor auzi cuvintele acestea dacă noi vom face din Dumnezeu prietenul nostru, dacă prietenia lui Dumnezeu va colora, va da viață tuturor aspectelor ființei noastre. Mă rog lui Dumnezeu din suflet ca această cea mai înaltă știință să ne preocupe totdeauna pe pământ și să trăiască înaintea ochilor noștri în alta noastră chemare ca prin tot ce facem și tot ce suntem să mărturisim că Dumnezeu cu adevărat nu ne numește sclavi cine numește prieteni, nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Doamne, dacă este o predică greu de ținut pe pământul acesta, dacă este o lumină sau o învățătură, ea este aceasta cu privire la prietenia ta, sfântă și binecuvântată. Nu avem înțelepciunea și nici puterea de a preda cuvântul acesta copilor noștri și de a lăsa moștenire acest lucru. Nu avem puterea aceasta în noi înșine, dar contăm pe tine, Doamne, și pe prietenia ta, că între altele, tu nu ne-ai ne făcut doar prieteni cu tine, ci ne-ai făcut și purtătorii prieteniei tale în această lume. Ne închinăm și îți mulțumim că prin tine vom fi mai mult decât biruitori. În numele Domnului Isus Hristos. Amin.